că nu sună ciudată întrebarea mea, dar cam în ce au constat încercările tale de a repara acest mariaj? Greu! Încercările au constat în a fi ceea ce credeam eu că este femeia perfectă, ceea ce credeam eu că poate nu e deloc. Da? Și atunci am început să fac mai multă mâncare, să fiu mai sexy, că oricum eu sunt extrem de atentă la cum stau prin casă și am tot soiul de, adică cine mă cunoaște știe dinainte că eu e așa, dar eram mai atentă de cum arăt prin casă. Nu știu cum să zic, mai zâmbitoare, dacă erau probleme nu mai conta, adică efectiv că de asta m-am și consumat foarte mult, când veneam acasă, era o chestie de asta în stomac, știi, genul, hai, că pot Ioana și astăzi, știi? Și eram, cum să zic, un zâmbet, o floare, o rază de soare. Ce? Cum? Ce să fac? Cum? Ți-am zis, eram foarte atentă la exterior și niciun caz la interior, știi? Și primind, în schimb, aceleași texte, aceleași comportament, poate chiar din ce în ce mai rău. Și, dar trăgând, eu atunci știu cum mi-am pus să fie Crăciunul, ca și pentru Ruxi să trecem de Crăciunul, Revelionul, să fie și sărbătorile și totul să fie ok, am zis, măi, până atunci fac tot ce pot, știi? Da. Și cam astea au fost încercările, că altceva n-aveam ce să fac, eu oricum îl înțelegeam, adică la noi nu exista problema unde te duci, ce faci, cât stai, unde stai, deci asta n-aveam ce să, aici n-aveam ce să corectez. De ce? Pentru că nu am avut niciodată problema asta cu vis-a-vis de program. Culmea, acum când sunt fosta soție, sunt ceva cum și cu copilul cum facem și așa. Atunci eram foarte, eu trebuie să fac, lasă, nu contează, tu vezi cum e, că eu o să le fac eu pe toate. Și cumva asta a fost partea unde am încercat să corectez, știi? Și na, când am văzut că nu merge și că feedback-ul e din ce în ce mai rău, atunci am început să spun că mă doare și pe mine. Atunci au început...